Suntem mărunți, neînsemnați, frate. Adevărul știi și tu, dar nu vrei să recunoști. Soarta noastră e să stăm cu minți sub porunca celor tari. Dacă ar fi în stare să înțelegi. Eu nu vreau să domnesc peste oameni în genunchi. Tu ești nemuritor? De ce întreb? Îmbătrânesc și simt povara răspunderilor. Și n-aș vrea să-mi tremure mâna sau gândul. Tocmai acum. Dacă vrei ca soțul tău, prințul Mihail, să domnească cât mai curând, ajută-l să înțeleagă. Fă-l să înțeleagă. Cât timp trăiește bătrânul Mircea? Acest amănunt îl va hotărâ providența, fica mea. Vlăduț, nu-i nicăieri și nimeni nu știe. Sultanul își va retrage oastea, lăsându-ți domnia. În schimbul unui tribut, a unui ajutor de oaste și dreptul de a trece cu oștirile sale prin țara ta, oricând va pofti. Acum ce facem? Ne închinăm păgânilor? Ori creștinilor? Mă tem că vom asista la un epilog sângeros.